Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele mele. Voi face o etalare pentru perioada 6-12 noiembrie și acum voi începe cu zodia Leu. Sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei din zodia Leu. Haideți să vedem. Sunt cărțile de tarot pentru zodia Leu. Perioada 6-12 noiembrie. Haideți să vedem. Ce spun cărțile de tarot pentru cei din zodia Leu. Haideți să vedem. Avem așa, asul de cupe, optul de cupe și 9 de monede. La baza pachetului avem valetul de cupe. O ofertă către iubire aveți săptămâna aceasta. Primiți o cupă de iubire, iubire sinceră. Ceva care vă umple sufletul. Iar dumneavoastră, nu știu, părăsiți ceva aici. Cu 9 de cupe, 9 de 8 de cupe, mă scuzați. 8 de cupe, da, renunțați la ceva care nu vă place. Vreți să plecați? Vreți să părăsiți, să mai fiți burlac, burlacă, burlăciță? Nu mai doriți să fiți, na, că 9 de monede înseamnă și cineva independent, dar sigur și mai înseamnă și burlăcița. Da? Deci vreți să ieșiți din această situație sau vreți să plecați în această energie, deși primiți o ofertă de dragoste serioasă și stabilă sau spre abundență. Vreți să plecați. Vreți să renunțați la ceva ca să ajungeți aici, la acest as de cupe? Ia să mai căutăm niște răspunsuri. Da, 4 de săbii. Sunteți într-o pauză, vreți o pauză, vreți să vă odihniți. Să vedem. Da, vă duceți către succes. Vreți succesul acesta. Sau aveți parte de un succes în urma căruia renunțați la ceva. Și renunțând la acel ceva sau la persoana respectivă, la ce nu vă împlinea, făcând acest pas, ajungeți la succes, ajungeți la împlinire, veți fi aplaudați, aplaudate, veți fi învingători, învingătoare. Da, aici cu judecata vă veți împăca. Posibil să vă împăcați cu cineva și să renunțați la un conflict, poate, interior pe care l-ați avut și vreți să vă împăcați cu un fostă, de ce nu? Sau cu un coleg de muncă, cu cineva care la un moment dat ați rupt legătura sau nu ați mai vorbit și acum vă veți împăca, împărăteasa. Da, dumneavoastră vă îndreptați către ceva foarte frumos. Aici zodia Taur. Da, foarte frumos. Veți ajunge la ceva sau aveți de-a face cu cineva care este foarte bine financiar, din toate punctele de vedere. Cereți ajutorul acestei persoane? Da, foarte frumoasă etalarea, cu toate că aveți un moment așa de... vreți să abandonați ceva sau erați pe punctul de a abandona ceva și a apărut această ofertă și vi s-au schimbat planurile. Sau vi se vor schimba planurile de săptămâna viitoare, valetul de bâte. Este ceva nou, ceva care vă pasionează. Aveți de-a face cu o energie tânără. Sau dumneavoastră vă transformați așa, vă simțiți tânăr
tânără, după această ofertă, după ce primiți acest, cum să spun, după ce primiți această, ia să vedem, da, aici ați avut și un conflict, gelozii în casă, ați avut gelozii, cinci de bâte și 10 de monede. Da, ați avut aici ceva neclarități, gelozii, invidii din partea celor din jur și a trebuit să luați o pauză sau să renunțați la niște obiceiuri, la niște situații, la persoane care să vă aducă la acest nou început, care vă aduce stabilitate financiară cât și emoțională. Sper să rezonați cu mesajul meu. Vă aștept cu mare, mare drag la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu drag!